mulțumim foarte mult pentru prezență. Salutăm prezența domnului primar al municipiului Roman, care ne este de asemenea, îl invit la prezidiu din partea ambasadei Armeniei la București pe domnul consul. De la Iași, de la Institutul de Istorie Adexenopol, îl avem pe domnul doctor Chelcu și mulțumim de asemenea pentru prezență și invit. Institutul ține de Academia Română și, de asemenea, îl invit pe actorul, regizorul, scenaristul Florin Chebotian, Seador, participant important la eveniment, este părintele Alois, care îl cunoașteți, dar părinte, vă rog să aveți grijă să nu știu. Scena este mică și este prezent de asemenea părintele rector al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, părintele Aprețoie. Și fiind scena mică, am pus invitația acolo, da? Mulțumesc foarte mult. Dânsul este gazda noastră, o gazdă binevoitoare și primitoare și reușim să ne desfășurăm activitatea. O să încercăm să terminăm în 2 ore, să fim foarte scurți. Am să-l invit pe domnul ambasador, pe domnul consul din partea ambasadei, să ne citească mesajul care ne-a fost transmis de președintele Armeniei. Ceea ce s-a întâmplat în 1915 pe teritoriul
Imperiului Otoman este un fapt absolut oribil și incredibil. One and a half million Armenians perished between 1915 and 1923, and another million was scattered around the world. Peste 1.500.000 de armeni au fost uciși în perioada dintre 1915 și 1923 și alți 1.000.000 de armeni au fost practic risipiți în toată lumea. Tens of thousands found refuge here in Romania in early 1920s, for which we are and will always be grateful to the Romanian people. Zeci de mii, sute de mii au, nu, zeci de mii au fost români înspre România și cu această ocazie mulțumim încă o dată poporului român pentru faptul că a fost prima țară care și-a deschis în mod oficial granițele pentru refugiații armeni. Successive Romanian governments provided Armenians with every possible assistance, giving them shelter, job, citizenship. Mulțumim Guvernului României din acea perioadă, care a încurajat realocarea poporului armean, așor că au suferit în timpul genocidului, și le-au oferit posibilitatea de a locui, de a munci și de a se hrăni pe acest pământ sfânt și reviitor. Today, Armenians continue to enjoy all rights and privileges alongside with other national minorities in this country, which offers the Armenian community the much valued opportunity to develop and maintain its national, cultural and religious identity. În acești ani, în această perioadă, comunitatea armenească se bucură de aceleași drepturi egale cu celelalte comunități constituente ale poporului român, și are puterea de a se bucura și de a exista în drepturi egale pe teritoriul României. The Romanian society has always been supportive of Armenians in the issue of genocide, as every year we see piles of publications, research, mass media reports, conferences, cultural and commemoration events, and other manifestations of Romania's care and compassion for Armenians and their cause. Societatea românească a sprijinit întotdeauna și sprijină în continuare această manifestare de reamintire continuă a genocidului împotriva armenilor, întâmplat în 1915, prin publicații specifice, prin fotografii, prin susținere media, pe toate canalele de legătură cu publicul. During these days, many such events are scheduled in Bucharest and many other cities of Romania. Marea majoritate a acestor evenimente se întâmplă în București, dar de asemenea în orașe importante ale țării, în special în acelea care au găzduit de-a lungul istoriei, la un moment dat, comunități armenești. Thank you, Romania. Thank you for caring for us and being with us. Mulțumim, România. Mulțumim că aveți grijă de noi și mulțumim că sunteți cu noi. Over the successive years, Armenia has continued its efforts toward the international recognition of the Armenian genocide and the condemnation of all genocides. În toți acești ani, Armenia a încercat să facă simțită și memorată această dată tristă a întregii omenii și să luptă în continuare pentru recunoașterea genocidului împotriva armenilor în cât mai multe țări. We have also been very active in the international arena and the UN organization, initiating resolutions targeted at the prevention of genocide and other crimes against humanity. Avem ca teritoriu de luptă atât în Uniunea Europeană cât și în restul lumii, având ca țintă, ca țel, ca scop declararea genocidului împotriva armenilor, cât și a altor acte abominabile împotriva umanității întâmplate oriunde în lume de-a lungul istoriei. Every year, the presidents of Armenia deliver special message dedicated to the Armenian genocide and its commemoration. În fiecare
fiecare an, președintele Armeniei, Republicii Armenia, are un mesaj pentru comemorarea genocidului pentru întreaga lume. A couple of hours ago, the incumbent president, His Excellency Mr. Serge Sargsyan, also delivered his message, from which I want to read the main message. Acum câteva ore, președintele, excelența sa, președintele Iliche, Serge Sargsyan, a avut acest mesaj pentru întreaga lume și vă vom spune acum esența acestui mesaj. It is follows. Today is April 24, commemoration day for the victims of the Armenian genocide. Astăzi, 24 aprilie, comemorăm victimele genocidului împotriva armenilor din 1915. We pray to the memory of our blessed martyrs. Ne rugăm pentru iertarea martirilor acestui genocid. The genocide carried out under the disguise of deportations was a state program of the Ottoman Empire and was executed with the unprecedented cruelty and meticulousness. Genocidul împotriva armenilor a fost un act coordonat și perfecționat de către guvernul junilor turci pe teritoriul Imperiului Otoman și a fost făcut cu exactitate și o cruzime nemai întâlnită. April 24 of 1915 divided the millennia-long Armenian history in two, before and after tragic date. Aceste date de 24 aprilie 1915 împarte practic istoria poporului armean în ceea ce s-a întâmplat înainte de aceste date și ceea ce a urmat după. The survivors, those who survived miraculously, spread all over the world and became the diaspora. Cei care au supraviețuit s-au împrăștiat în tot restul lumii, în special în locul unde diaspora deja exista. Over a century has passed from that gruesome day in 1915. Over a century has passed from the... Aproape mai mult de un secol a trecut din aceste date de 24 aprilie 1915. The rebirth of Armenian nation is a reality. And it became a reality thanks to the sons and daughters of the people who had survived. Și acest moment este dus mai departe în timp de către fiii și nepoții celor care au supraviețuit. Now when we have independent statehood in the 21st century, we will be able to do much more. Să sperăm că în acest început de secol 21 vom fi posibilitatea de a face mai mult pentru această recunoaștere finală. Thank you for your attention and thank you, Florin, for assisting me. Mulțumim domnului consul Arșov Grigorian. Aș dori să vă citesc o singură frază. Alături de mulți intelectuali, oameni de stat, decidenți de marcă din întreaga lume civilizată, Excelența sa, Papa Francesc, a afirmat în repetate rânduri că uciderea și trimiterea în exil a milioane de oameni, de armeni, reprezintă cea mai mare crimă a Imperiului Otoman împotriva poporului armean și a întregii umanități, primul genocid al secolului 20. Cei 1,5 milioane de armeni, să știți că reprezentau aproape jumătate din populația armeană din acele timpuri. Și un alt lucru foarte important, nu s-au omorât atunci numai armeni, au fost și minorități musulmane neturce, arabi, curzi, șiiți, albanești, și de asemenea minorități nemusulmane ale Imperiului Otoman, greci, sirieni, evrei, sârbi, bulgari, dar nu la dimensiunea aceasta de 1,5 milioane de armeni. Morți au fost mai mulți, să știți, dar atâta s-a putut dovedi prin acte.
Vreau să vă citesc lista partenerilor noștri, care de fiecare dată ne sprijină și le mulțumim foarte mult. În primul rând, Primăria Municipului Roma, Societatea Culturală Clepsidra, Academia Petru Tocănel, Cenacul Clepsidra, Editura Papirus Media, Editura Serafica și, nu în ultimul rând, Roman 24TV, care transmite în direct, online, acest eveniment. Îl rog pe domnul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Micu, să ne spună câteva cuvinte din partea noastră. Bună ziua tuturor! Hristos a înviat! Mate, domnule consul, dragi invitați, bine ați venit la Roma. Sunt bucuros că, iată, la Roman continuăm să ne aducem aminte de acest episod de trista amintire. Este un episod pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să îl repetăm în fiecare an. E bine că Romanul este pe harta acelor localități care comemorează acest genocid. Și spun că este bine să-l comemorăm nu numai prin prisma faptului că au murit peste 1,5 milioane de oameni, ci și pentru a ne aminti întotdeauna cât de rău este să comiți astfel de fapte și să facem tot ce ne stă în putere ca istoria să nu se mai repete. Societatea noastră este din ce în ce mai educată. Este din ce în ce mai cultivată. Și de aceea cred eu că odată cu creșterea gradului de civilizație și de cultură, astfel de fenomene să nu se mai repete niciodată și stă în puterea noastră a tuturor să facem tot ceea ce ne stă nouă în putință, astfel încât să aducem la cunoștința tuturor faptele negative care s-au întâmplat și să încercăm să scoatem în evidență cât mai mult lucrurile bune. Trebuie să dăm exemple de bune practici, nu numai la nivelul comunității noastre, ci la nivelul întregii țări, la nivelul întregii Europe, la nivelul întregii lumi. Pentru că nouă ne revine sarcina de a avea o lume mai bună și maniera în care noi o facem poate stabili o anumită direcție. De aceea cred eu că trebuie să continuăm pe acest drum al construirii unor comunități, a dezvoltării unor comunități din toate punctele de vedere, atât urbanistic, social, a integrării sociale a tuturor. Trebuie să știm să fim cât mai toleranți. Trebuie să știm să ne iubim aproapele. Trebuie să încurajăm să ne iubim aproapele. Trebuie să propovăduim toate aceste lucruri pozitive. Și doar așa putem avea speranța că astfel de lucruri oribile care s-au întâmplat nu se vor mai întâmpla. Suntem cu toții alături de frații noștri armeni. Ne bucurăm că au reușit să găsească în România, în Roma, un loc unde să se adăpostească în fața acestor vitregiri ale sorții și asigurăm în continuare de toată recunoștința și prietenia noastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnule primar. În continuare vreau să salut prezența domnului președinte al Comunității Rușilor Lipoveni, domnul Căpușcă, cu doi membri din comunitate. De asemenea, salut prezența domnului președinte Boris Cepalis, din partea Comunității Elene. Și, de asemenea, armeni care sunt în sală,
vi spun pe parcurs. Acum dau cuvântul domnului doctor Chelcu, care vine de la Iași, Marius Chelcu, este cercetător științific, gradul 2, la Institutul de Istorie de Xenopol, așa cum v-am spus, pendinte de Academia Română și o să ne spună câteva lucruri despre armeni, file de istorie. Vă mulțumesc că mă voi descurca și fără microfon, pentru că am constat că mulțumesc organizatorilor pentru invitația oferită cu prilejul comemorării acestui eveniment tragic din istoria recentă a omenirii, nu doar din aceea poporului armean, pentru că în timp de un secol încet, încet s-a creat mai bine imaginea a ceea ce s-a întâmplat regretabil în timpul primei conflagrații mondiale, cu consecințe sociale și demografice cutremurătoare. Era, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în anii 1915-16 în Imperiul Otoman, avea să fie, din păcate, în acel secol 20, doar o prefațare a unui șir de seisme, comunisme, naționalisme, fascisme, nazisme. Nu s-a putut opri acel tăvăluc care a continuat până la sfârșitul acelui secol. Mă prisesc de asemenea că atunci când am primit invitația din partea domnului Nazaretian, am avut un moment de ezitare. Dar un moment de ezitare cauzat de faptul că chiar dacă sunt istoric, specializarea mea este aceea într-o perioadă de înaintea modernității, premodernă. De aceea am zis inițial că poate cineva care este specialist în istoria Primului Război Mondial sau oricum în istoria recentă ar putea spune mai mult decât o voi putea face eu. Stând totuși și cumpărind, ne găsim un doritor pentru acest lucru, am zis că nu e un efort, ci e un fel de datorie a unui istoric de a privi în trecut, chiar și în acela mai recent, și pornind de la faptul că specializarea mea până la urmă este aceea de istorie urbană și o istorie orașelor din Moldova, acolo unde, vrând nevrând, te întâlnești cu istoria comunităților armenilor din Moldova. Atunci am zis că voi putea să rostesc câteva gânduri cu acest prilej, cu acest moment comemorativ, a unui moment întunecat din istoria recentă a umanității. Mărturile rămase de pe urma tragediei din urmă cu un secol par de multe ori imposibil de înțeles. O brutalitate care poate fi la prima vedere de nejustificat. Cu toate acestea, o privire atentă ne dezvăluie măcar în parte cauzele acelei descătușări de proporții a răului. Semnele prevestitoare au apărut încă din secolul al XIX-lea, odată cu modernitatea. Coordonatele după care era organizată și ierarhizată societatea medievală înainte s-au schimbat radical. Ce vreau să vă spun? Dacă înainte societățile dintr-un anumit teritoriu, fie imperiu, fie regat, fie principal, erau ierarhizate, erau organizate după criteriul religios, și anume o religie dominantă. Să luăm exemplu Imperiului Otoman, Islam, Polonie sau Austrie, catolicismul, Rusie, creștin ortodoxia, sau chiar principalele române, Moldova și țara românească, chiar dacă au fost considerate părți componente ale Imperiului Otoman, au avut un statut special, dat și de faptul că societatea de aici s-a organizat tot după un criteriu religios dominant acela de creștin-ortodoxie. Ei bine, odată cu trecerea în modernitate, lucrurile se schimbă. Chiar dacă religia nu dispare ca fundament al organizării societății, el începe să fie
concurat din alt termen, de aceea de etnic, de apartenență etnică. Acesta este, nu zic că naționalismul nu are părți bune, ba din potrivă, asta a însemnat, de fapt, potențarea unei individualități culturale, apărarea unor drepturi încălcate în cadrul unor imperii. Și ne referim aici la români sau la armeni, care erau, nu aveau un stat propriu. Dar, ca orice este omenesc, orice are și o parte rea. Iar atunci când partea rea o domină pe cea bună, se întâmplă tragedii ca cele întâmplate în primul război mondial în Imperiul Otoman. Spuneam că semnele acelei tragedii se vedeau încă din secolul al XIX-lea și s-au creat pe fundamentul nașterii naționalismului. Pe de o parte a acelui armean, armenii fiind conștienți, având o istorie îndelungată, având o tradiție care îi lega, au început să afirme identitatea lor națională. Au început să-și ceară drepturi naționale. Au început să revendice un teritoriu pe care îl considerau istoric și care suntau îndreptățiți să creeze o țară. O țară așa cum fusese în trecut. De cealaltă parte, însă, lucrurile au intrat în coliziune cu ceva care nu s-a întâmplat în alte imperii, dar s-a întâmplat în Imperiul Otoman. Turcii au fost mai conștienți de prăbușirea Imperiului lor înainte de primul război mondial. Fapt care nu s-a întâmplat, de exemplu, în Rusia sau în Austro-Ungaria. Turcii aveau totuși conștiința că lucrurile se vor întâmpla și foarte repede. Și nu era greu de prevăzut, pentru că de 200 de ani înainte tot vorbea despre omul bolnav al Europei, despre Imperiul Otoman care se va prăbuși, care va fi împărțit și fiind ținut în viață doar de interesele divergente ale celorlalte mari puteri aflate în ascensiune. Cele occidentale, Franța sau Imperiul Britanic sau Rusia, țaristă. Dar turcii, pe acest fond de criză permanentă, de criză prelungită, timp de 200 de ani, au născut și naționalismul lor. Au început să părăsească idealul acela de stat condus de o dinastie a urmașilor lui Osman și au început să fie și ei naționaliști. Să revendice în recrearea statului lor pe alte baze, cele naționale. Ei, din confruntarea aceasta a naționalismului turc cu acel armean, ele s-au suprapus, n-au colaborat. Au colaborat până la un punct. După aceea s-au despărțit și au devenit divergente. O confruntare care însă, în primul război mondial, a fost complet negat. Armenii nu au mai avut nicio șansă să se lupte cu ceea ce reprezenta până la urmă sistemul unui stat foarte bine organizat, care depindea acum, să ne gândim că totuși statul Imperiul Otoman avusese de-a lungul unui secol, în secolul al XIX-lea, progrese importante în ceea ce privește modernizarea lui. Asta ținând de administrație, de căi de comunicație, toate lucrurile acestea care sunt beneficii ale modernizării, de care putem beneficia în sens bun, în timpul primului război mondial s-au beneficiat în sens rău. Naționalismul are, cum vă spuneam, partea lui întunecată, adică exclude cel care vrea să stăpânească doar cei care aparțin acelui ideași popor. Pe ceilalți, de obicei, îi exclud. Aceasta este naționalismul rău. Acela al excluderii, al transformării în indezirabil al celor care nu sunt din neamul tău. Lucru care, cum vă spuneam la început, nu se întâmpla în imperiile medievale. Pentru că imperiile însemnau, până la urmă, o doză de toleranță. O toleranță care a existat și în Imperiul Otoman. O toleranță religioasă. Atunci când armenii sau alte grupuri etnice sau religioase au putut trăi și au fost tolerate, au putut să-și practice ritualurile religioase proprii și iar masacrele de felul acelea întâmplat la începutul secolului al XX-lea nu s-au petrecut. Chiar dacă au fost, dar n-au fost de asemenea
dimensiuni. Din păcate, cu toate că lucrurile se știau, ce s-a întâmplat atunci, tragedia aceea era știută, se trimis semnale și au fost credibile de atunci, pentru că nu veneau doar din partea observatorilor, aliaților, dușmanilor Imperiului Otoman în primul război mondial, ci veneau chiar și din partea, au venit și din partea aliaților, din partea germanilor, care, consulilor germani la Mosul sau la Alep, care trimiteau rapoarte periodice în care spuneau Berlinului ce se întâmplă, câtă tragedie este acolo, astfel încât chiar și Germania, aliata Turciei, a cerut Turciei și Imperiului Otoman să înceteze masacrele, să înceteze strămutarea, cum le spunea Imperiul Otoman, pentru asigurarea unei populații. S-a îmbrăcat ca tot răul poate fi îmbrăcat într-o haină a discursului bun, dar nu a fost așa. Ei, lucrurile nu s-au petrecut, iar până la sfârșit, într-o tragedie care n-a putut fi oprită până nu și-a încheiat toate consecințele nefaste. Ce vă pot spune în încheiere? De 100 de ani, armenii luptă în continuare de poziții inegale în privința recunoașterii a ceea ce li s-a întâmplat. Totuși, trebuie remarcat un lucru. Răbdarea armenilor și stăruința lor de a aminti că lucrurile n-au fost bune și că trebuie îndreptate măcar moral. Ei, o parte, o picătură din acea stăruință este și ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului doctor Chiar. În continuare, dăm cuvântul domnului istoric, părintele Alois Moranu, care tot așa ne va vorbi despre evenimentului de astăzi. Vreau să salut prezența în sală a delegației de la sucursala 4, domnul președinte Vasile Alu și doamne. Vă salut și eu, Hristos a înviat. Dacă unii dintre dumneavoastră au fost prezenți în urmă cu 2 ani în această sală când s-a comemorat centenarul acelui genocid din 1915, am reușit atunci să surprind câteva idei, câteva aspecte, anumite documente culese din arhivele noastre, fie de la Vatican, fie din Austria, fie din altă parte. Și spuneam că multe ar mai fi paginile neștiute ale istoriei în care s-a vorbit, s-a scris și multe dintre ele au rămas undeva în arhive. Domnul doctor a sugerat ca și astăzi să vin cu anumite noutăți spre dezamăgirea dumnealui, dar sigur și a mea, n-am mai avut timpul necesar pentru a mai întocmi un asemenea discurs despre noutăți, dar vin cu ceva nou și în același timp edificator, să spunem așa, poziția Bisericii Catolice vis-a-vis de evenimentul din 1915 și deja am auzit câteva cuvinte rostite de Papa Francisc. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu, cu siguranță cele spuse de mine acum vor reprezenta o noutate. E vorba despre vizita Papei Francisc în Armenia anul trecut, în perioada 24-26 iulie. Această vizită vine ca urmare a invitației primite în 1915, când a fost acea comemorare și la Vatican și am evocat în urmă cu 2 ani tensiunile care au survenit imediat după discursul Papei și modul în care Biserica vine și susține că ceea ce s-a întâmplat în Armenia în 1915 a fost un adevărat genocid. Tensiunile nu s-au oprit, nu s-au stins. Am reușit în urmă cu 2 ani, sper, să vă prezint un pic și contextul Europei și acel spectru al țărilor de pe continentul nostru, care arată că unele țări susțin ideea unui genocid în Armenia, iar alții, printre care am spus atunci și România, nu au susținut încă o asemenea teorie. Nu voi prezenta foarte mult.
material am adunat suficient, am tradus multe texte, rulează și câteva imagini și din 1900, și din 2015, dar și de anul trecut, cu siguranță veți reuși să identificați anumite personaje importante din conducerea politică și religioasă a Armeniei. Iată ce spunea Papa înainte de a porni în acest pelerinaj. Vin la voi, în acest an jubiliar, ca să mă hrănesc din antica înțelepciunea poporului vostru și să beau din izvorul credinței voastre, neclintită precum celebrele voastre cruci sculptate în piatră. Papa spunea că această vizită în Armenia dorește să poarte un titlu sugestiv. Vizita în prima țară creștină. De aceea doresc doar așa câteva idei să vi le supun atenție pentru a vedea modul în care Papa, ca prim reprezentant al Bisericii Catolice, susține anumite adevăruri despre Armenia. Apoi iată, ca un fel de concluzie, spune, pe care o prezint chiar acum la începutul discursului, poporul armean să devină apostol al păcii și să nu se lase cuprins de tentația incriminării pentru trecutul său extrem de dureros. Aceasta a fost, să spunem, o cheie de lectură a vizitei Papei de anul trecut. Ca o sinteză a acestei vizite, vă prezint câteva fraze. Papa Francisc așadar a făcut această vizită apostolică în perioada 24-26 iulie 2016, fiind al doilea papă care vizitează această țară după Papa Ioan Paul al II-lea în anul 2001, când s-au comemorat 1700 de ani de la încreștinarea acestei țări. Papa Francisc a mers în această țară ca ocazială să îmbrățișeze credința, dorința de pace și suferințele tuturor armenilor, care sunt mai numeroși în afara granițelor decât în interiorul acestora, dar foarte atașați de propriile tradiții religioase și culturale, ceea ce vedem că se întâmplă și la Roma. Printre evenimentele care au avut loc în timpul acestei călătorii, s-au numărat ovațiul suveranului pontif adus victimilor cu ghilimele, și când au auzit aceste cuvinte știți la ce mă refer, marelui rău, martiriul îndurat de poporul armean în anul 1915, apoi un alt moment important, Sfânta Liturghie cu credincioși și armeni catolici la Gubri, care este al doilea oraș ca mărime din Armenia, întâlnirea ecumenică de rugăciune pentru pace la Yerevan, încoronată de gestul simbolic în care Patriarhul, care e Chin al doilea, și Papa Francis, fiecare cu un urcior, au vărsat apă la rădăcinea unei vițe de vie, sădită într-un vas asemănător cu arca lui Noe, cum vedeți și din imaginile care rulează. De asemenea, sanctitatea sa a participat la Sfânta Liturghie, celebrată de Patriarhul Carechin al II-lea, și a vizitat mănăstirea Cor, Vira, unul dintre locurile cele mai sacre pentru creștinismul din Armenia. La final, Papa Francis și Patriarhul Carechin au semnat o declarație comună privind misiunea Bisericii în societatea contemporană și angajamentul celor două părți de a contribui la refacerea unității între creștini. Vorbind despre victimele marelui rău, Papa spunea: acea tragedie, acel genocid, a inaugurat, din păcate, lista cea tristă a catastrofelor din secolul trecut, care au fost posibile din cauza unor aberante motive rasiale, ideologice sau religioase, care au întunecat mintea autorilor până în punctul de a plănui să anihileze popoare întregi. La finalul vizitei, Papa Francis, Patriarhul Carechin al II-lea, au semnat o declarație comună pentru pace, în care amintesc imensa tragedie din Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii, de nenumăratele persoane nevinovate ucise, deportate sau constrânse la un dureros și nesigur exil, din cauza conflictelor continue, cu fundament etnic, politic și religios, dar și despre criza familiei din unele țări. Așadar, în sinteză a fost această vizită. Voi mai surprinde câteva fraze din discursul, pentru că sunt foarte interesante. Unele dintre ele au stârnit vii controverse, mai ales cele legate de genocid. Vă prezint imediat poziția Turciei vis-a-vis de această accentuare
a cuvântului genocid pe care Papa l-a spus de mai multe ori, și în 2015, dar și de anul trecut, anumite intervenții din partea purtătorului de cuvânt al Vaticanului și apoi multe din explicările pe care Papa le-a făcut în fața jurnaliștilor care l-au provocat despre această expresie și despre sentimentul pe care el îl trăiește. Chiar dacă de multe ori textele Papei sunt scrise, să spunem, de alții, Papa vine și accentuează acest cuvânt, eu l-am spus și îl spun mereu. Și vom vedea și argumentele pe care le dă. Iată așadar că aceste cuvinte, spuse mai întâi în fața autorităților, chiar la primirea în Armenia, și aceste referințe ale Papei Francisc despre Marele Rău, asupra tragediei uciderei a 1,5 milioane de armeni de către fostul Imperiu Otoman în anul 1915, pe de o parte, s-au bucurat de un ecou pozitiv în rândul populației armene și, cum am spus, a stârnit această expresie și foarte multe controverse. În discursul adresat autorităților politice în ziua de 24 iunie, pontiful a spus că acea tragedie, acel genocid, a inaugurat din nefericire șirul trist al catastrofelor din secolul trecut. Acestea au fost posibile datorită unor aberante motive rasiale, ideologice și religioase. Cuvintele Papei despre genocidul armenilor au trezit vii reacții în opinia publică din Turcia. La solicitarea jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată chiar a doua zi după declarațiile suveranului pontif, vicepremierul turc, Nurettin Canikli, a spus că în astfel de afirmații se poate vedea încă, citez, o mentalitate de crucială. Liderul turc și-a exprimat regretul pentru observațiile făcute de Papa Francisc. Comentariile sale nu sunt imparțiale și n-au nicio legătură cu realitatea, a mai adăugat oficialul turc. Acesta a remarcat că nici recent apropare Parlamentul German a unei moțiuni care recunoaște genocidul armean nu are legătură cu faptele istorice, dar are motivații politice. Potrivit viceprim-ministrului, Turcia neagă existența unui genocid armean, deși recunoaște că în evenimentele primului război mondial s-au înregistrat victime de ambele părți. Pentru moment se poate observa o diferență de formă între reacțiile Turciei din anul 2015 și spuneam acum 2 ani, când Papa Francisc a vorbit pentru prima dată de un genocid comis asupra armenilor. Spre deosebire de reacțiile spontane de atunci, când ministrul de externe a rechemat ambasadorul pentru consultări, declarațiile recente au venit la solicitarea presei. În plus, nu mai este implicat șeful diplomației, ci autoritatea viceprim-ministrului Turciei. Sigur că aceste reacții au fost imediat comentate și apărate de directorul stării de presă de la Vatican, părintele Federico Lombardi, care a spus că dacă se citește bine ceea ce Papa a spus, se vede că nu există nici urmă de spirit de cruciade. Mai mult, Papa nu face cruciade, nu convoacă războaie, ci promovează pace. Într-un interviu pentru Radio Vatican, părintele Lombardi a făcut apoi un scurt comentariu la reacțiile Turciei. Ceea ce contează este adevărul intențiilor Papei, care cu siguranță nu avea intenție de a face niciun război religios, ci pur și simplu să pună premisele pe o bază de recunoaștere a suferințelor trecutului, tocmai pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de suferințe sau lipse de respect față de viața umană și drepturile celorlalți. Aceasta este intenția Papei și noi ținem cont de ea. De altfel, la încheiat părintele Lombardi, prezența Papei aici, în Armenia, ca întotdeauna a vrut să fie un mesaj de pace pentru întreaga regiune. Să sperăm că acest mesaj va fi înțeles și prețuit. Sigur că nu s-au oprit declarațiile aici. Chestiunea a revenit inevitabil și apoi la dialogul Papei Francesc cu jurnaliștii în timpul zborului de la Yerevan la Roma, unde pontiful a ajuns duminică, 26 iulie, pe aeroportul Ciampino, și la întrebarea cu privire la folosirea spontană a termenului genocid,
a fost pusă papei Francisc întrebare de către corespondentul agenției France Presse. Și iată întrebare. Pe o temă atât de dureroasă, credeți că folosirea acestui termen este utilă pentru pace din această regiune complicată? Și permis să redau, sigur, în traducere, răspunsul papei Francisc. În Argentina, când se vorbea de exterminarea armenilor, se folosea întotdeauna cuvântul genocid. Eu nu cunoșteam alt cuvânt. În catedrala din Buenos Aires, pe al treilea altar din stânga, a pus o cruce de piatră în amintirea genocidului armenilor. A venit arhiepiscopul, cei doi arhiepiscopi armeni, cel catolic și cel apostolic, pentru inaugurare. La fel a făcut și arhiepiscopul apostolic în Biserica Catolică, Sfântul Bartolomeu, altă biserică unde este un altar în cinstea genocidului armenilor. Dar dintotdeauna eu nu am cunoscut alt cuvânt. Eu vin cu acest cuvânt. Când ajung la Roma, aud un alt cuvânt, marele rău sau teribila tragedie, dar în armeană. Și nu știu să-l spun. Și mi se pare că nu, că acel cuvânt genocid este jignitor, că trebuie să se folosească celălalt. Eu am vorbit întotdeauna de cele trei genociduri din secolul trecut. Întotdeauna trei. Primul armean, apoi cel al lui Hitler și ultimul cel al lui Stalin. Trei. Sunt și altele mai mici. Unul în Africa, în Rwanda, dar în orbita celor două războaie mari există aceste trei. Și am întrebat de ce. Se spune? Unii simt că nu e adevărat. Că nu a fost un genocid. Un altul îmi spune, un reprezentant al legii, mi-a dat acest lucru care mi-a plăcut foarte mult. Cuvântul genocid este un cuvânt tehnic. Este un cuvânt cu o valoare tehnică și nu e sinonim cu exterminat. Se poate spune exterminat, dar a declara un genocid presupune acțiuni de reparare și așa mai departe. Aceste lucruri mi le-a spus un jurist. Anul trecut, când pregăteam discursul, am văzut că Sfântul Ioan Paul al II-lea a folosit acest cuvânt. Le-a folosit pe amândouă. Marele rău și genocid. Eu am citat între ghilimele acel cuvânt și nu a căzut bine. A venit o declarație din partea guvernului turc. Turcia câteva zile a rechemat la Ankara ambasadorul, care este un om bun. Turcia mi-a trimis un ambasador de înaltă ținută și s-a întors acum 2-3 luni. A trebuit să ține post diplomatic. Dar are dreptul. Dreptul de a protesta îl avem cu toți, nu? În discursul de anul acesta, la început, nu exista acest cuvânt. Este adevărat. Răspund pentru că eu l-am adăugat. Dar după ce am ascultat tonul discursului președintelui, dar veniți și cu trecutul meu legat de acest cuvânt, și după ce le-am spus anul trecut în Bazilica Sfântul Petru în public, ar fi fost foarte, foarte ciudat să nu spun cel puțin la fel. Dar în aceasta eu am vrut să subliniez un alt lucru. Și dacă nu mă înșel, cred că am spus. În acest genocid, ca și în celelalte două, marele puteri internaționale se uitau în altă parte. Aceasta a fost acuzația. În cel de-al doilea război mondial, unele puteri aveau fotografii cu liniile de tren care duceau la Auschwitz. Ar fi avut posibilitatea să bombardeze aceste linii și nu au făcut-o. Un exemplu. În contextul primului război, în care exista problema armenilor și în contextul celui de-al doilea război, unde exista problema cu Hitler și Stalin, iar după Yalta, lagările și toate celelalte, nimeni mai vorbește. Trebuie să se sublinieze acest fapt și să se pună întrebare istorică. De ce nu ați făcut aceasta voi marile puteri? Nu a pus. Pun o întrebare. E ciudat. Se uitau într-adevăr la război, la atâtea lucruri, dar la poporul acela și nu știu dacă e adevărat, dar aș dori să văd dacă e adevărat că atunci când Hitler îi persecuta pe evrei, ar fi spus, dar cine își mai aduce aminte astăzi de armeni? Să facem la fel cu evreii? Nu știu. Dacă e adevărat, poate este numai o vorbă, dar eu am auzit acest lucru. Istoricii ar putea să caute și să vadă dacă e adevărat. Cred că am răspuns. Dar acest cuvânt nu l-am spus niciodată cu dorința de a jigni, ci mai degrabă ca o constatare obiectivă. Am
reușit, cred, să subliniez această mărturie publică, fără a fi scrisă din partea Papei, și cred că este foarte importantă poziția pe care el o arată, prezentând, de fapt, poziția Bisericii întotdeauna față de acest genocid al armenilor. Nu vreau să vă plictisesc, am multe materiale pregătite, dar doar câteva cuvinte cheie pe care vreau să le mai subliniez. Papa a arătat mereu că trebuie să facem memoria trecutului poporului armean și să nu uităm ceea ce s-a întâmplat atunci. Trebuie să ne amintim mereu de credința acestor armeni, cum am spus, primul popor încreștinat în anul 301, apoi să manifestăm față de toți iubirea milostivă a lui Dumnezeu, mai ales că Biserica Catolică celebra anul jubiliar al milostivirii. Apoi, Papa Francis spunea că Biserica Catolică dorește să colaboreze în mod activ cu toți cei care prețuiesc valorile civilizației și respectul drepturilor omului pentru a face ca lumea să prevaleze valorile spirituale, demascându-i pe cei care le desfigurează semnificația și frumusețea lor. Apoi spuneam că Papa a fost la acel memorial, au fost mai multe momente de rugăciune, Papa a semnat în carte de onoare a memorialului și a scris câteva cuvinte. Toți cei care veți cere, în numele meu le voi face, spunea Papa după cuvintele Sfântului Ioan. Sfântul Părinte a pronunțat rugăciunea de mijlocire, Iisuse Hristoase, care îi împlinești pe Sfinții Tăi și împlinești voința credincioșilor Tăi și privești cu iubire și blândețe la făpturile Tale, ascultă-ne din cerurile Sfințeniei Tale, prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Tăi și ale celor pe care îi amintim astăzi. Ascultă-ne, Doamne, și fie-ți milă, iartă-ne, răscumpără și iartă păcatele noastre. Fă-ne vrednici de a preamări cu simțăminte de mulțumire, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acest moment pe care îl comemorau. Apoi, sigur, am văzut și gesturile simbolice, împreună cu Patriarhul Cherechin, nu multe, spune noi, simboluri care arată legătura profundă dintre Biserica Catolică și Armenia. S-a mai folosit o expresie de bunească exterminare. Nu iar a stărit această expresie anumite discuții. Au fost fel și fel de analize. S-a vorbit foarte mult despre ecumenismul sângelui. Apoi, să nu uităm, și poate o să fie o întâlnire în care putem să dezbatem acea declarație comună a Papei Francis și a Patriarhului care chin al armenilor. Da, s-a vorbit mult despre necesitatea Papei în păcii. Nu știu, Papa are foarte multe expresii aici și mă limitez aici pentru a nu vă plictisi. Nu, cu dorința ca aceia care doriți să aprofundați această temă, găsiți materiale în mai multe limbi, sigur, o parte au fost traduse și în limba română și publicate fie pe site-urile Vaticanului și poate chiar pe site-urile din Armenia. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult părintelui Aloiz Foraru. Și în continuare am să rog pe doctorul Florin Chivorchean, actor, scenarist, regizor, este lector universitar la Universitatea Națională de Artă, Teatrală și Cinematografică București. O să vizionăm după aceea un scurt metraj cu tema evenimentului nostru de astăzi și la început câteva cuvinte de introducere. Vă rog, maestre. Bună ziua! O să vorbesc foarte puțin, pentru că mai mult veți vedea sugerat în imagine exact poveștile care v-au fost puse până acum. Nu este vorba de nimic altceva decât de durerea unor oameni. Nu contează că sunt armeni,
Ceea ce vorbeam cu domnul consul, cu excelența sa, în drumul spre Roma, era că acest genocid a fost, are un specific foarte straniu. Acela că armenii trăiau în Anatolia, ca în casele lor, cum ați fi dumneavoastră aici, în casele dumneavoastră, nu vorbesc de armenii, vorbesc de România. Și ar veni cineva și v-ar lua tot pământurile care sunt ale dumneavoastră de secole, casele le-ar distruge, oamenii i-ar ucide și mai ales i-ar face într-un mod absolut îngrozitor. Vorbeam cu părintele, cu excelența sa și vorbeam între noi să înțelegem cât de cruzi au putut să fie, să se vintece, cum să spun, abdomenul femeilor care erau însărcinate și se poate să le ucide pruncii. Nu poți înțelege că poate să fie făcut așa ceva față de oameni, decât în cazul în care, prin religie diferită, în loc să înțeleagă iubirea pe care Dumnezeu, indiferent de numele Lui, o promovează pentru oameni, ei au înțeles culmea că, datorită unei religii diferite, sunt într-o specie diferită, sunt sub oameni, deci pot să-i ucidă și voi avea chiar acceptul Dumnezeului propriu. Nu există. Mahomed nu spune nimic despre ucidere, nu vorbește Dumnezeul nostru, nu spune decât în cazul răzbunării, dar nu spune despre ucidere, ci spune despre iubire. Dumnezeul evreilor spune așa și lucru. El înțelege doar greșit prin oameni care, prin extremism, ne coordonează împotriva lui Dumnezeu și a sensului profund al iubirii. Nu mai spun o vorbă, vă las să vedeți filmul și apoi, la final, dacă doriți să vorbim, putem vorbi cu mult drag. Doamne ajută!
frați sau surori ce au pierit în 1915.
Ieri, când dacă aș întâlni pe cineva care leagă genocidul armean,
suferă de genocid, înseamnă că există undeva un moment al lui Haudiul Meritian, fratele bunicului meu, sau un moment al lui Maro Meritian, sora bunicului meu, sau lui Fințile Meritian, cealaltă sora bunicului meu. Unde să pot să vă duc să pun o floare. Și probabil că undeva există și certificatele de deces ale acestor oameni. E bine, nu. Maro Meritian a murit aruncându-se neocrat ca să scape de barbariile agresorilor. Cealaltă soră, împreună cu fetița de 4 ani, a murit în convoaiele din deșerturile Mesopotamiei, iar fratele Haudiul a fost omorât cu sabia în fața ochilor bunicului meu. Și așa cum nu există niciun mormânt al fraților bunicului meu, al părinților sau bunicilor lui, tot așa nu există mormintele rudelor celor mai mulți dintre noi care suntem supraviețuitori ai acelui masacru. Unde sunt milioanele de armeni? Unde sunt urmașii victimelor suferințelor primului război mondial de origine armeană? Atunci când turcii au venit pe acele pământuri, au găsit o civilizație milenară deja. În numai câteva luni, la sfârșitul primăverii și începutul verii de 1915, o civilizație de peste 2 milenii a fost practic analizată. În Anatolia nu mai există armeni. Armenii au lăsat în urmă peste 4.000 de biserici. Au lăsat peste 3.500 de școli. Au lăsat sute de mii de locuințe. Au lăsat trupuri ale căror morminte trebuie să le purtăm noi mai departe în piepturile noastre. Există 3 feluri de a ne raporta la un astfel de eveniment sângeros. Uitarea, răzbunarea și iertarea. Uitarea înseamnă indiferență. Atunci când uiți, lucrurile se pot întâmpla din nou. Nu vă imaginați cât de mult a costat omenirea indiferența față de genocidul armean. I-a urmat genocidul din cel de-al doilea război mondial, îndreptat în lumea evreilor. I-a urmat numeroase genocidii în Africa, în Asia, în Europa. Uitarea, așadar, lasă loc la primejdii cel puțin mai la fel de mari. Răzbunarea nu este nici ea o soluție. Răzbunarea nu diminuează suferința, ci o mulțime. De aceea noi nu suntem printre cei care să cerem răzbunare, ci nu cerem o atitudine ostilă față de Turcia, ci nu cerem în niciun caz să strălim urmă față de omul turc. Cea de-a treia atitudine este iertarea. Iertarea este cea mai responsabilă dintre toate. Ca să ierți, ai nevoie de un interlocutor. Uitarea este monolog. Iertarea este dialog. Nu poți ierta decât pe cineva care își asumă. De aceea, noi armenii, care avem în cugetele noastre iertarea creștinească, noi cerem ca cei care se revendică urmașii Imperiului Otoman să-și asume aceste fapte. Trebuie să ne așezăm la masa dialogului. Ar însemna să negăm destinul unui popor în aproape 100 de ani. Am fost întrebat, dar de ce noi armenii vrem recunoașterea genocidului după 100 de ani? Noi știm nume, noi dăm nume suferinței, noi cunoaștem pe oamenii care au murit. Aproape că nu există familii dintre supraviețuitorii genocidului, dintre armenii de astăzi, de aici, din jurul acestor mânări,
noastră nu este partea trecutului, ci este partea prezentului. E nevoie de o solidaritate internațională. E nevoie de recunoașterea acestor fapte și e nevoie să dăm smerenia cuvenită victimelor și respectul cuvenit supraviețuitorilor care au purtat pe umerii lor această traumă 100 de ani. Suferințe, traumele, nu au limba maternă. În ce privește profunzimea acestei dureri, poate exista solidaritate. A fost un martiriu al creștinătății, dar a fost și un martiriu uman. Putem, după un secol, să fim mai înțelepți, să fim iertători, dar în fața unei asumări comune și în fața unei lucidități internaționale. Astfel încât această traumă să fie recunoscută ca una dintre cele mai dureroase, ca una dintre cele mai neîndurătoare din panteonul umanității, din partea sa cea mai întunecată. Vă mulțumesc, Dumnezeu să-i odihnească, Dumnezeu să-i lumineze și Dumnezeu să ne ajute într-o bună zi să ne reîntâlnim cu ei într-o lume mai înțeleaptă și mai curată. Este vorba de un popor care s-a jertfit nu pentru că îi se lua ceva material, ci pentru un lucru pe care toți strămoșii noștri l-au spus atunci. Atunci când erau în fața opțiunii de a schimba credința, au spus un lucru extraordinar. Au spus, decât să-mi pierd sufletul, mai bine îmi pierd Dumnezeu. Cred că nu există, decât în vremurile foarte vechi, în vremurile mucenicilor, în vremurile când în Imperiul Roman creștinii erau aruncați în cinc, în fața fiarelor, un lucru similar. Strămoșii noștri au ales între trup și suflet, suflet. Și crucea aceasta pe care am adus-o aici este pentru că noi ne aducem aminte în fiecare clipă că ei au ales suflet, că ei au ales calea aceasta, crucii. Thank you.
cel mai bun operator al liniei din Berlin,
și filmam fotografii din muzeul genocidului și ne curgeau lacrimile. Și filmam. Și lacrimile curgeau pe dragii noștri și noi filmam și eu îi cântam muzică pe care o auziți, ca el să știe cum să-și miște camera, pentru că el vorbea armeană și rusă, iar eu vorbeam engleză și română, dar amândoi cântam pe muzică aceste imagini. Și când am terminat, am ieșit de acolo și n-am vorbit, că nu mai puteam. N-aș vrea să se mai întâmple nimănui niciodată, oriunde în lume, astfel de lucruri. Războaiele sunt duse de bărbați. Doamnelor, vă rugăm să înțelegeți aceste lucruri, că sunt pentru protecția voastră, dincolo de orice. Bărbații poartă în mintea și în sufletul lor războaie, dacă trebuie neapărat. Dar nu avem nimic împotriva femeilor fără apărare, a copiilor și a oamenilor în vârstă. Ei trebuie să protejați pentru a duce mai departe viața. Atât am vrut să spun. Mulțumesc! Această muzică frumoasă, duioasă, e cântată la un instrument specific armenesc, se numește duduc și cu ajutorul Dumnezeu poate o să reușesc în vara asta să facem un concert la duduc cu ajutorul maestrului. Avem oameni care cântă la acest instrument în România și o să reușim să-i aducem. Alături la ieșire vă invit la un pahar de ce doriți dumneavoastră și ceva de băgat în gură. Vă dau întâlnire la anul, pe aceeași dată. Și să nu uităm că zilnic sunt omorâți creștini peste tot în lume. Parcă n-ar avea ceva mai bun de făcut cei care îi omoară. Dar poate într-o zi se va stopa și acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă doresc o primăvară și o vară frumoasă.